Un medic de la secția de ortopedie a Spitalului Județean de Urgență din Ploiești a fost prins în flagrant astăzi, în timp ce primea mită de la un pacient, iar procurorii au dispus în cazul acestuia interdicția de a părăsi țara. Surse din cadrul parchetului Tribunalului Prahova au declarat că procurorii au fost sesizați de către un pacient al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, că medicul i-a cerut suma de 200 de euro pentru a-l opera, iar azi pacientul s-a prezentat la spital având asupra sa bani marcați. Medicul a primit banii, după care a fost ridicat și dus la audier de către procurori, iar împotriva acestuia s-a luat măsura obligării de a nu părăsi țara, doctorul fiind cercetat pentru luare de mită. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Ploiești, procurorii care instrumentează cazul au solicitat unității medicale fișa postului unui medic și a unui asistent din secția de ortopedie a spitalului, documentele fiind puse la dispoziția anchetatorilor.